Îți e doar să zbori când și unde vrei tu. Te înțeleg, dar cel mai devreme asta se va întâmpla în 2024. Nu o spun epidemiologii, ci cei care supraveghează traficul aerian. Mai exact, previziunile Eurocontrol. Dar până atunci, multe companii aeriene s-ar putea să nu reziste crizei. Hai să-ți dau un exemplu. Wizz este cea mai mare companie low cost din Europa Centrală și de Est și deja anunță că are mari probleme. Colega mea, Raisa, îți zice cât de mari sunt aceste probleme. Raisa, spune-mi um, cât a pierdut Wizz anul acesta. Pierderile Wizer sunt într-adevăr uriașe. De exemplu, veniturile totale au scăzut anul acesta cu peste 70%, iar încasările de bilete au scăzut și ele considerabil. Vorbim de un procent de peste 80%. Ca să-ți faci o idee, numai din lipsa încasărilor de bilete, Wizer a pierdut anul acesta peste 240 de milioane de euro. Ce măsuri a luat compania totuși ca să reziste? Ei bine, în primul rând, Wizer a trebuit să concedieze mai mulți angajați ca să mai reducă din costuri. Totodată a făcut tot felul de oferte ca să atragă pasagerii, dar, din păcate, și acele zboruri care au fost la ofertă au fost ulterior anulate. Oricum, compania este pregătită pentru o iarnă grea din cauza acestor restricții a pandemiei. Ce spun exact cei de la Eurocontrol care avansează 2024 ca an al revenirii traficului aerian? Ei vin cu trei scenarii. Cel mai bun scenariu și primul este că traficul aerian își va reveni în 2024 dacă în anul 2021, adică în primăvara anului 2021, pandemia se va sfârși și vom avea un vaccin. În al doilea scenariu, abia în 2026, traficul aerian își va reveni dacă în 2022 se va sfârși pandemia și vaccinul va fi, se va dovedi a fi eficient. În scenariul 3, dacă vaccinul nu va fi eficient, abia în 2029 traficul aerian își va reveni complet și în 2024 doar 74%. Raisa, idee cât de mult a scăzut traficul aerian în anul acesta? Da, sigur că da. Uite, de exemplu, din martie până în octombrie anul acesta au scăzut, traficul aerian a scăzut cu peste 65%, iar media zilnică a zborurilor a scăzut și ea cu 54% în, această, în perioada aceasta față de aceeași perioadă anului trecut.